În fața cunoașterii istoriei și a importanței ei covârșitoare, niciun obstacol nu stă în picioare. În ciuda greutăților materiale, Muzeul Regiunii Porților de Fier a reușit să organizeze cea de-a 13-a ediție a Simpozionului Național Arheologia în Oltenia. Arheologia este un domeniu extraordinar de important în studiu până și al evoluției omenirii. În cadrul întâlnirii, arheologi din centre universitare și muzee ale României s-au antrenat într-un schimb de idei și descoperiri importante care au făcut obiectul unor ample cercetări științifice, totul pentru a contura cât mai fidel istoria Olteniei. În siturile unde au făcut aceste descoperiri se aduc lucruri noi, o serie întreagă de elemente care se referă atât la epoca neolitică, epoca bronzului, după aceea la daci și romani. Viața spirituală în epoca romană în secolul 2-3 în nordul Olteniei. Este interesantă tema pentru că cuprinde tot ce s-a descoperit până în prezent în ceea ce privește viața spirituală în această zonă. Comunicările științifice ale participanților s-au referit la cercetări arheologice asupra unor aspecte de locuire umană din neolitic până în epoca feudală. Toate vor fi publicate în revista de specialitate Drobeta pentru a fi accesibile nu doar cercetătorilor, ci și acelor profesori de istorie interesați de noutăți.